Și bine ați venit pe canalul de YouTube Simplu de Făcut. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum să realizați cel mai simplu model din brățara prieteniei. Să începem! Pentru acest proiect veți avea nevoie de ață colorată, eu am aici două culori, foarfecă, un clipboard sau scotch și un metru de croitorie sau o linie cu care să măsurați ața. Să începem! Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să tăiați două ațe din fiecare culoare cu lungimea de 60 cm. Am tăiat ațele, voi face un nod la unul dintre capetele acestora. Urmează să-l prind de clipboard. În cazul în care nu aveți un clipboard, vă arăt în celelalte tutoriale de la brățări cum puteți să prindeți această ață cu clipsuri sau cu scotch. O să pun un link în descriere. Urmează să încep cu ața galbenă. O voi pune peste celelalte ațe, astfel încât să formez cifra 4 și voi lua doar prima ață. O voi trece pe aceasta, pe sub, astfel încât să fac un nod. Deci, formez cifra 4 și o trec pe sub a doua ață și am făcut două noduri. Voi face același lucru pentru următoarele 3 ațe. Final, ața galbenă care era prima pe această parte a ajuns aici. Urmează să continui cu următoarea ață galbenă, la fel cum am făcut și cu prima. Adică, iau ața, fac o formă de 4 și un nod de 2 ori. La fel pentru fiecare ață. Astfel încât a doua ață galbenă să fie prima din partea aceasta. Acum, voi continua cu ața mov. Voi noda de câte două ori fiecare ață din cele trei rămase. Am ajuns la a doua ață mov. Urmează să o not și pe aceasta de câte două ori pe fiecare ață. Până ce va ajunge și aceasta prima din partea cealaltă. Am ajuns din nou la ața galbenă și o voi lua de la început. Voi continua așa până ce brățara va avea lungimea potrivită pentru încheietura mea. De asemenea, în cazul în care nu înțelegeți din acest videoclip, mai am un videoclip în care vă arăt cum să realizați o brățară de mărțișor, în care la fel folosesc acest nod. Pe măsură ce înnodăm, vom observa că brățara începe să se formeze. Când ați ajuns la dimensiunea dorită, urmează să faceți un nod la finalul brățării. Încheietura mea este destul de subțire. În cazul în care vreți, puteți folosi ațe cu o lungime mai mare, spre exemplu 80-90 cm. Așa va arăta brățara la sfârșit. Dacă v-a plăcut videoclipul, nu uitați să dați like și să vă abonați la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!